Arnold va funcționa începând de la mijlocul săptămânii viitoare primul centru privat de vaccinare anticovid. Inițiativa înființării acestuia aparține conducerii al Roslatina. În cadrul lui vor fi imunizați atât angajații fostei uzine de aluminiu, cât și angajații celorlalte firme de pe platforma industrială a municipiului, precum și membrii familiilor acestora. Centrul va fi operațional din data de 4 mai și va avea o capacitate de aproximativ 80 de persoane pe zi. Sperăm ca să avem și pacienți. Vreau să vă spun că eu și familia suntem vaccinați și eu consider că singura soluție de a scăpa, în afară de protecție, de a scăpa de această pandemie, este vaccinarea. Centrul privat de vaccinare anticovid de la Slatina va fi deservit de 30 de cadre medicale. Salarizarea acestora este aceeași ca și în centrele publice, iar cheltuielile de salarizare și pentru funcționare vor fi suportate de societatea slătineană. Totul este în contul lor, nu avem o sumă, pentru că noi considerăm că nu suma este foarte importantă, important este ca să rezolvăm problema, să ajutăm să rezolvăm problema. Pentru că mai o problemă, nu ne protejăm numai noi ca instituție, protejăm și comunitatea, protejăm familiile, angajatele și așa mai departe. Decizia de înființare a Centrului Privat de Imunizare Anticovid a fost luată de conducerea societății de comun acord cu autoritățile, pentru a veni în sprijinul propriilor salariați, dar și ai comunității locale prin accelerarea ritmului de imunizare. Demersurile pentru înființarea centrului au fost demarate încă de la începutul acestei luni. Am avut discuții cu autoritățile care ne-au sprijinit în acest sens și vrem să le mulțumim. Am zis, domnule, trebuie să reușim să aducem posibilitatea vaccinării cât mai aproape de colegii noștri. Câteodată e greu să te duci, erau poze, știți foarte bine, au fost probleme de că n-au fost vaccinuri, dar acum sunt vaccinuri. Sunt vaccinuri, avem acest centru de vaccinare, l-ați văzut, îndeplinește toate standardele. Suntem convinși că și acest centru va contribui la imunizarea cetățenilor din județul nostru, va contribui la creșterea vitezei de vaccinare în campania pe care o derulăm și felicit încă o dată pentru acțiune, pentru modul în care s-a amenajat centrul respectiv. Este avizat de către Direcția de Sănătate Publică. Există personal de specialitate care să-l desfășoare tratare. Nu avem nicio îndoială că nu va funcționa cum trebuie. Vaccinul folosit în cadrul centrului privat de vaccinare din Slatina este cel produs de compania Pfizer. Până acum, potrivit conducerii firmei, mai mult de jumătate dintre angajați și-au exprimat dorința de a se imuniza, iar în cadrul celorlalte societăți industriale și-au exprimat opțiunea provaccinare circa 2000 de salariați.